Și s-au întors în Galileea, în cetatea lor, la Nazaret, copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune cu Harul lui Dumnezeu ce era asupra lui. Și părinții lui, în fiecare an, se duceau la sărbătoarea Paștilor în Ierusalim. Aici vorbim de sărbătoarea Paștilor în Ierusalim, ce a intrat cultul la Ierusalim de Iosia la 620 înainte de Hristos, pentru că ei își făcuse mii de altare și nu mai erau disciplină în cult și atunci trebuia din nou Ierusalimul, pământul făgăduinței, Canaanul dorit de ei, să ajungă din nou cetatea de vârf, acolo unde Solomon pusese toată cultura înțelepciunii iudaice, pentru că el a fost unul din cei mai ilustri și înțelepți oameni. El nu i-a cerut lui Dumnezeu să câștige la loto, ci a spus, Doamne, dă-mi minte. Puțin din noi mai cer azi minte. Mulți nu știu ce cer. Cer diplome. Deci, constatăm că pruncul creștea în Galileea cu trupul, cu Duhul, cu înțelepciunea, cu Harul și în fiecare an se ducea cu părinții lui la Ierusalim. Deci nu l-a învățat Dalai Lama secretele extraterestrilor, nu l-a învățat înțelepții tibetani niște lucruri care nu s-au mai auzit, n-a stat de vorbă cu extraterestrii pe vreo planetă și nu s-a dus la inițiații Indiei să-l învețe mantre și tantre. Asta apropo de toate prostiile care se scriu despre Iisus de prin enciclopediile astea lumești. Spune că odată din întâmplare, când Iisus avea deja 12 ani, copilul s-a rătăcit și a rămas la Ierusalim. Acolo, stând el în Ierusalim, a citit din cartea lui Ioel, nu ne oprim acum la treaba asta, toți au rămas mirați învățători, ascultându-l și întrebându-l, că știa atât de bine Scriptura, încât a rămas celebră fraza și întrebarea în istorie. De unde știe acesta carte neînvățat fiind? Deci vedeți dacă era Fiul lui Dumnezeu. Și se uimeau toți. Mama, găsindu-l în templu, i-a spus, fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată tatăl tău și eu te căutam îngrijorați. Aici, pentru prima dată, Iisus depășește, deși este prunc la 12 ani, limita umanului, dacă vă plictisiți, îmi spuneți că mai am puțin și termin. Depășește limita umanului și scoate în față ce? Starea dumnezească. Noi vorbim, cum v-am spus și în formula Calcedonului, care o folosim de la Sinodul 4 tot timpul, pentru veridicitatea Dumnezeirii lui Hristos. Două firi și două voi. Una omenească, una dumnezească. De ce? Unite și neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite. Asta trebuie să țineți minte voi de Dumnezeu. Astea patru termene. Mie mi-a luat o jumătate de an până le-am învățat, că nu le știam ordinea. De ce unite? Niciodată Dumnezeu, omul nu se deosebește de Dumnezeu, Dumnezeu. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Niciodată voia omenească nu leapă de pe cea omenească. De ce? Aci Iisus plânge pentru Lazar, pentru fiul văduvei, pentru fica lui Iair și discută cu cei din jur și aci face minunea. Păi când lucrează Dumnezeu, când lucrează omul? Știe Dumnezeu. Deci nu știm noi. Și iată aici Iisus își arată partea divină din el sau ca fiul lui Dumnezeu. Dar de ce să mă căutați? Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Deci tatăl tău te întreabă de ce ne-ai îngrijorat și el spune, dar nu sunt într-ale tatălui meu? De ce ei n-au înțeles cuvântul care le-a spus lor? Maica Domnului a păstrat aceste cuvinte în inima ei, pentru că ea n-a înțeles despre ce-i vorba în momentul respectiv. A depășit-o, nu a depășit-o ceea ce spunea Iisus, că știa cum l-a născut, știa cum s-a zămislit. Taina asta era adâncă, cum eu sunt în cele între ale tatălui meu. Păi spune la Ioan, la Isai au venit și nu l-au cunoscut, într-o ale sale a venit și nu l-au primit. Și spune că s-a coborât, a venit cu ei în Nazaret, și iată ce frumos expresia omenească a Dumnezeirii. Și le era lor supus, dar mama păstra în inima ei aceste cuvinte. Deci am vrut să vă arăt lucrul ăsta? Am vrut să vă arăt identitatea lui Iisus Hristos ca nazarinean, ca fiul al Mariei și al lui Iosif Teslarul din Nazaret,
Dar deopotrivă cel care vine la Iordan și răstoarnă valorile lumii, arătând că avem nevoie de o lume care nu-i din părăția aceasta, cum spune el, eu și tatăl meu până acum, tatăl meu lucrează și eu lucrez, eu și tatăl una suntem, și iarăși un cuvânt excepțional de frumos, când Iisus spune, n-am venit să fac voia mea, ci voia tatălui meu care m-a trimis. V-am explicat aceste lucruri ca să înțelegeți taina acestui Fiu al lui Dumnezeu pe care l-am cântat în colindele Crăciunului la naștere, care l-am preamărit astă noapte la praznicul tăierii împrejur și pe care l-am preamărit astăzi ca Fiu al lui Dumnezeu din veci. Pe lângă explicația că tăierea împrejur este o formă de botez, aș vrea să vă închei cu două idei scurte. S-a tăiat împrejur să vadă lumea că e om și are sânge și nu-i nălucă. Erau gnostici din astea și tot felul de filozofii vechi și rătăciri filozofice drăcești, care spunea că Iisus a avut un trup aparent, că n-ar fi un trup adevărat. La ce mai era nevoie să răstihnească, la ce era nevoie să mai nască, la ce era nevoie să mai sufere dacă n-ar fi avut trup normal. N-ar fi putut restaura creația umană căzută. Pentru că El vine pentru umanitatea pierdută. Rătăcit, opacizat, întunecat, despărțită de Dumnezeu la gura Edenului. Și a pus Dumnezeu sabie de foc și îngeri de făpaie să nu mai intre omul în acces la pomul vieții, să nu se facă diavol definitiv. Ci i-a dat șansa îndreptării prin răstignirea Fiului Său. Atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul Său Fiul l-a dat la moarte pe cruce. V-am explicat și lucrul ăsta ca să înțelegeți că încă din pruncie a vrut să sfințească sângele pruncelor uciși de Irod 14.000 și a amestecat sângele lui Dumnezeu cu sângele lor micuți mucenicesc a acestor prunci care au fost primii martori ai cerului că Iisus stă pe pământ. A sfințit altarul legii celei vechi nu cu sânge de țap și de berbec, ci cu scump sângele său. Curs picături dumnezeiești de sânge din trupul său pe altarul legii celei vechi și i-a dat valoare că el era oricum un altar mort stropit cu sânge de țap, de bou și de melușea, de oi. După aceea, această tăiere împrejur nu face altceva decât să încheie sistemul vechi de tăiere dureros, macabru, și trece la o trăiere împrejur după Duh, în care omul trebuie să-L înțeleagă pe om, pe Dumnezeu, din convingere, din trăire, din simțire. De aici deducem că credința este o tăiere împrejur a inimii și a minții după voia fiecăruia din noi. Mai departe citiți în cărți acasă și am să trec la altceva că să plictisesc oamenii. Tot astăzi îl mai sărbătorim pe Sfântul Vasile cel Mare, teolog, formator de obști monahale, episcop, filantrop, formator de case de ajutor creștin, vasiliade, formator de opinie sănătoasă, ortodoxă și religioasă, făcător de minuni și provenit dintr-o familie de sfinți. Să n-așteptați să vă spun 10.000 de lucruri despre Sfântul Vasile, ci doar atât. Se spune în vremea lui că știa două drumuri, școala și biserica. Evlavios, serios, concentrat, om de acțiune, om de o verticalitate impecabilă, scrie reguli mici și reguli mari după cum se desfășoară viața mistică și ascetică. El fiind în primul rând un mistic și ascetic, are o corespondență între el și Grigore, teologul, cel care va fi patriarhul Constantinopolului, confundat uneori cu Grigore de Nazians, care de fapt era tatăsu, și mergem mai departe până în a spune că Sfântul Vasile cel Mare avea darul discernerii lucrurilor prin înțelepciune și harismă. Asta îmi place mie cel mai mult, că am citit-o și mi-a rămas imprimată și o consider întotdeauna o minune de referință. Un evreu trebuia botezat și Sfântul Vasile murise. Și evreu a venit și a spus, cum Sfinte, tu minți, păi dar n-ai spus că mă faci creștin. Spune că s-a trezit mortul din sicriu, a făcut botezul și apoi s-a culcat la loc. Deci așa putere a avut Sfântul Vasile și trece înaintea lui Dumnezeu.
arienii s-au băgat cu forța în niște biserici, apropo că suntem permanent în contradicțiile acestea cretanice, care sunt de fapt niște apă de ploaie și născocirea minților omenești, noi ar trebui să fim concentrați pe revelația Noului Testament, pe Scriptură, pe Sfinții Părinți și pe cele șapte sinoade ecumenice, nu pe povești inventate de greci. Și dacă ne mai uităm și ce spune către Tit Pavel, rămânem și mai relaxați. Cretanii sunt niște puturoși și niște mincinoși. Nici nu știu dacă trebuie să ne complicăm mai mult, să ne stresăm. Dar putem, în schimb, să înțelegem că dincolo de Dumnezeu nu există nimic important. Atâta timp cât Dumnezeul meu este mărturisit în simbolul de credință, eu păstrez simbolul de credință. Sfântul Vasile mergea pe acest principiu. Au venit ereticii, cum li se spunea la vremea respectivă, la acești arieni, care spuneau că fiul e mai mic ca tatăl, era o nebuneală lor, o creatură superioară, spuneau ei.